Salut, salut, Dani! Salut, salut, Ne Ovidiu! revedem după ceva ani, dar să știi că povești despre tine am auzit de la fratele tău, Mitică, pe care îl știu din anul 2000, deci de 22 de ani, când am avut șansa să merg cu el la Amsterdam o lună și să fim într-un proiect european despre management educațional. Și am rămas prieten de atunci și în contact. Și am auzit povești despre faptul că pentru tine mișcarea, alergarea, Iron Man, asta a ajuns la mine, lucruri de genul ăsta de-a lungul anilor te reprezentau. El era mândru despre aceste acțiuni, activități, identitatea asta de orientat spre sport pe care aveai tu. Și deci te receptam din intermediar prin Mitică. Și după aceea, fiind pe Facebook cunoștinței, apropiați, am urmărit fluxurile de evenimente și acțiuni pe care le faceți voi. Și zic acum, la 26-a întâlnire de povestiri, împărtășirile astea dinamice, cum le-am numit, am zis că, băi, ar fi fain la final de 2022 să văd dacă Dani are o leacă de timp. Și mi-ai spus tu că exact acum avea o leacă de timp, că altfel o să fii foarte ocupat. Și așa se face să ne vedem împreună, între Crăciun și Anul Nou. Ne bucurăm într-un moment de bucurie al prăznuirii nașterii Domnului și un moment în care contabilizăm ce s-a întâmplat și ne trage sufletul că urmează un an nou. Adică fiecare zi pentru mine e un an nou. De asta nici nu sărbătoresc Revelionul cu fast. Dacă o da bunul Dumnezeu să ne trezim dimineața, e un an nou în fiecare zi. Foarte frumos. Mulțumesc de invitație. Cum să zic, acum, na, tu ai văzut pe Facebook ce facem noi, Clubul Sportiv Comunitar Sibiu. Părerea fratelui meu cu siguranță este una subiectivă, adică, na, mitică, fratele mai mare tot timpul o ținut ca eu să am o prestanță în viață foarte bună și mulțumesc pentru asta. E să știi că eu de fel sunt jurist, adică, na, n-am fost, am renunțat de mult la treaba asta, dar înainte de toate sunt un fiu de țărani, de oameni simpli, care au iubit munca, au iubit natura, fără să o spună. Oamenii de la țară nu au neapărat știința asta de a spune unor lucruri atât de frumoase pe nume. Dar am înțeles din momentul în care ne-au pus la treabă, adică prima mea amintire ca copil o am când eram cu mătura în mână și măturam curtea la 5 ani. Deci am fost pus la treabă împreună cu fratele meu la greu, cum se zice acum, și nu regret deloc. Și probabil că treaba asta cu sportul a venit în contextul ăsta, în care ne-am fost obișnuiți să muncim, ne-am mai dus un pic și la munte, cât au putut ei, o dată de 2 ori pe an. M-am trezit, eu am făcut facultatea de drept dintr-o întâmplare greșită, sau nu știu dacă a fost neapărat greșită, în sensul că mi s-a părut mie că ar fi fain din ce am văzut din filme să fiu avocat. Bineînțeles, când am ajuns din prima sesiune mi-am dat seama că nu-i de mine facultatea asta, mă că n-am avut curajul necesar să renunț până prin 2015, când am pus capăt, 2017, pardon, dar o să ajungem și acolo. Cum am ajuns eu să fac efectiv sport? Că aici e partea interesantă. Eu făceam acasă, l-am rugat pe tatăl meu, fiind strungar, să facă niște gantere, făceam în fiecare zi prin curte, trăgeam de bară de la viță, mi-am creat așa un obicei de a face jumătate de oră de sport. Ca și copil nu prea am fost împins de la spate să fac sport, pentru că preocuparea părinților mei a fost una de a învăța. Noi trebuia să învățăm să nu avem viața lor grea, așa cum zic ei, că am avut o viață grea, dar de fapt viața lor e mult mai ușoară ca a noastră, sau a fost mult mai ușoară. Și nu m-au încurajat foarte tare să mă duc la vreun sport. Atunci se cerea foarte mult. Hai, lasă-mi copilul la XYZ. Nu mi-aminte să fi zis, băi, copilă, du-te și tu. Na, copilă, du-te să înveți ca să reușești în viață. Na, făceam mișcare. Am avut șansa să merg în Germania. Eu mergeam în timpul facultății la culesul de struguri, făceam un ban de buzunar. Și după ce am terminat facultatea, Mă m-am... ierți, cam când, în ce ani făceai sportul ăsta cu Germania? De Culegerea de struguri. când am început facultatea, din 98, ultimul an a fost în 2004, că asta e foarte interesant. Nu știu de ce, în 2004, după ce am terminat facultatea și mă angajasem, mai mergeam, pentru că era un venit substanțial față de ce făceam eu într-o lună. Dar în 2004 am fost chemat în Germania în mai, nu la cules de vie, ci la legatul viei, care nu mi era neapărat străin, asta făceam și în curte la părinți, în fine, întindeam fire ce. Și în 2004, în luna mai, la Heilbronn, unde mergeam eu la cules de la legatul viei, s-a desfășurat maratonul internațional de la ei, de la Heilbronn, maratonul viilor se numea, pentru că era organizat doar prin vii. Senzațional. L-am ajuns de la m-a alergat și pe ăla, dar ajungem acolo. Și doamna... Da, ai fost expus, înțeleg. Ai fost expus la asta. Nu Dar... era un plan.
Pur și simplu te-ai trezit că acolo, în zona aia, s-a organizat acel maraton. Exact. Și îmi spune doamna unde eram eu găzduit, era prietenă familie cu mătușa mea, ce, Dani, nu vrei să te duci să vezi, era duminica singura mea zi liberă, nu vrei să te duci să vezi. Băi, mi se pare interesant așa, hai să mă duc să văd. Și mi s-a părut extraordinar să văd mii de oameni în 2004, atenție, în 2004. Ora Heilbronn e un oraș ca Sibiu, 150.000 de locuitori. Să Okay. văd mii de oameni alergând. Adică eu mersesem satul de unde stăteam eu și unde lucram, Plaine, și acolo treceau maratoniștii, adică restul erau în alte zone și erau grămadă. Și mi-a rămas, nu știu, ceva rădăcinat în mine și întipărit că eu trebuie să fac și chestia asta pentru că oamenii zâmbeau extraordinar, că era un Vreau să te efervescent. întreb ce ai văzut și acum mi-ai și răspuns la gândul meu, la întrebarea din mintea mea, că oamenii zâmbeau, erau mulți și zâmbeau. Mulți zâmbeau, erau autentici și aveau altceva decât aveam noi. Băi, ce oamenii ăștia? Hai să vedem despre ce vorba. Eu făceam parașutist pe vremea aia. Așa. Și când m-am dus înapoi în Sibiu, am găsit un parașutist care, să zic așa, a rezonat cu ideea mea, hai să fugi și noi un maraton. Da, în 2005 m-am apucat de antrenamente, dar cum? Fără să beneficiez eu de un antrenor în Sibiu, eram atunci, cu mine erau 6 oameni care alergau. 6 de toți. Deci ai început prin a invita un coleg parașutist și apoi Exact. treptat, treptat v-ați agregat până ați ajuns 6 la un moment dat. Nu. Stați, e un pic mai complexă treaba. Eu am alergat Așa. Doar cu el. Nu găseam pe nimeni să ne antreneze. Mai Aha. vedeam acolo 1, 2, 3 caliar, că nu-i cunoșteam în respectiv. S-a apropiat momentul, noi habar n-aveam ce să facem, nu știam de încălțări, nimic, deci eram vaistea noastră. Aveam o tură de submarin aici în parcul nostru care eu credeam că e 3 km și era de fapt 2,38 și într-un final cu 2 săptămâni sau 3 înainte de maraton, care era tot în mai la Sibiu, era maratonul Sighișoara Mediaș, nu știu dacă spune ceva, au fost 10 ediții de maratonul Sighișoara Mediaș. Ne întâlnim cu un profesor de sport de la armată care zice, copile, Așa. tu dacă vrei să fugi maratonul, trebuie să fugi odată 21 și dacă ai putut 21 pași, faci și 42. Ok, deci să nu faci ne-a... semiul. Să faci Da, semiul, cum ar veni. Exact. Nu ne-a spus, băi, vezi că semiul trebuie făcut cu maxim 3 săptămâni, o lună înainte, să îți mai rămână și resurse. Da, mi-a rămas chestia în minte, ce nu am gândit? Hai să facem joia dinaintea concursului 21. Și norocul nostru maxim a fost că tura fiind mai scurtă, noi am măsurat că face 21, de fapt am fugit cu vreo 3 km și ceva mai puțin. Deci prima mea și cea mai lungă alergare înainte de maraton. De maraton a fost de vreo 17, atât. Na, și în ziua competiției ne-am deplasat plin de având la Sighișoara. Convenția mea cu colegul meu de la parașutism a fost să nu ne despărțim, indiferent ce. Ok. Și am pornit, am luat startul, e foarte importantă experiența asta de prim maraton. Trebuie povestită cu oamenii să înțeleagă ce simte. Da, înainte de a începe. Dar Da. De ce să nu ne despărțim? Pentru că noi formam o echipă. Spiritul de echipă era important și noi consideram că dacă suntem unul lângă altul, ne putem sprijini foarte, foarte mult. Era o faptă nemai încercată. Nemai încercată și consideram că avem șanse mai mari de izbândă împreună. Okay. Ok. În fața acestui eveniment pe care tu și cu el vi-l doreați foarte mult, înțeleg. Bineînțeles, acum ne-am antrenat noi, alergam de 2 ori pe săptămână, antrenamentul, cum să zic, lejer, joc de gleznă față de ce antrenezi pe ceilalți. Dar, da, avântul era mare, eram destul, na, fiind parașutiști, curajul era la el acasă, adică nu știam la ce să ne așteptăm, dar aveam foarte multă încredere în noi că o să reușim. Na, primul meu șoc a fost în momentul în care am ajuns la linia de start. De la cei 4.000 de oameni de la Heilbronn am ajuns la vreo 70-80. Atâția eram la competiție. A fost primul meu șoc în legătură cu sportul de masă în România. Încă sunt șocat și la momentul ăsta. Deci am rămas șocat de atunci. Na, am pornit în cursă. S-au făcut imediat două mari grupuri. Grupul celor care alergau cel mai bine. În paranteză trebuie să spunem că se dădeau premii foarte bune atunci. Da. Primele 8 locuri erau premiate și premiate cu sume substanțiale, deci practic erau vreo 20-30 de oameni care alergau pentru rezultat și restul erau de plăcere. Da. Și eu cu piciorul ăsta a rămas pe la mijloc, a inimănui. Nu ne-a spus nimeni cum să pregătim curs. Atenție că după kilometru 30 începe iadul, etc., etc. Și deși luptă și pe la kilometru 25 lipsa de antrenament și a spus cuvântul, combinat cu faptul că noi am pornit destul de avântat. Adică nu ne-am
Nu ne-am Și păstrat aveați resursele. și 17 km la de joi. Exact. Eram practic terminați. Și literalmente colegul meu leșin la kilometru 25. A fost un moment de șoc în care el s-a împleticit. L-am prins în brațe și l-am pus pe un podest. De asta eram lângă un podest când trecea drumul. Podestul a venit, organizatorul i-a dat de ceva să mănânce, să bea. Și a revenit ăsta miraculos. Și zice... Erai cu el, cu eram continuare. Cu el, Era da. Echipa. Da, echipa. Eram împreună. Nu puteam să renunțăm unul la altul. Și zic, l-am întrebat, mă, mai poți? Ce-i cu tine? Că nu arăți prea bine. Zice, mă, mai lasă 2 minute și să vezi că o să reușesc. Într-adevăr, și a revenit fantastic. Probabil că avusese o cădere de calciu, de glicemie și a revenit foarte bine. Am pornit foarte încet, era clar, dar greșeala au fost greșeală. N-am ce face, stăm 15 minute pe loc, ne fiind activ în momentele alea, la mine a început greu. Mie mi s-a părut de la kilometru 25 până la 42, mi s-a părut un iad. Adică fiecare pas, îmi amintesc și acum, a fost efectiv un iad, a fost cea mai grea cursă pe care eu am îndurat-o vreodată, a fost primul meu maraton, cea mai grea, pentru că literalmente la fiecare pas îmi șoptea cineva, renunță, renunță, nu mai poți, renunță. Și na, drăgușorul, ăla la bun zice, hai că poți, cei de pe margine, care erau câți la spectatori, tot timpul ne încurajau, nu venea nimeni din spate să ne depășească, chiar era un... fost pas cu pas, pas cu pas, mie mi s-a părut o eternitate, o eternitate. Dar am ajuns la finish, cu chiu cu vai, eu cu chiu cu vai, nu pot să zic cu chiu cu vai, pentru că timpul a fost unul miraculos, 4 ore și un minut. Wow. În condițiile în care am stat 15 minute pe loc, da. În condițiile în care ne-am târât după, am înțeles târziu, după ce m-am apucat de antrenamente ca lumea, ce timp am scos, adică un timp extraordinar de bun pentru o primă pentru experiență. Primul maraton, fără antrenament, da. Trebuie să spun acum că îmi dau seama, noi făceam antrenamente la varștii foarte serioase. Da. Nu era, pe vremea respectivă nu era de glumă. Paraștistul era un sportiv foarte bun. Da. Pot acum, ca antrenor erați de atleți, erați atleți, dar nu erați alergători. Exact, adică baza sportivă o aveam, doar că nu era exercițiu specific. Și puteam, mergeam în submarin, făceam o oră de exerciții, tot felul de exerciții cu propria când greutate. Spui submarin, ce înseamnă submarin? Submarin e un parc foarte mare în Sibiu, care se leagă cu pădurea Dumbrava și cu muntele. Deci noi putem pleca din mijlocul orașului pe potecă și putem ajunge în orice colț al României, literalmente, pe munte. Și, practic, eu după aia mi-am dat seama că noi făceam antrenamente de triatlon. Mergeam o oră în parc și după aceea mergeam o oră la bazin. Adică condiția fizică era una foarte bună. De aici, probabil, timpul ăsta foarte bun. Ei, revenind, am trecut în ea de sosire. Senzația mea la momentul ăla a fost că dacă am reușit să trec peste iadul ăsta, eu pot să fac orice în viață. Și mi-asum ceea ce spun. Adică nu a fost o chestie, mamă, cine-s yoga, acum foarte multă lume face chestia asta, se dea mare. Bineînțeles că și eu m-am dat mare, dar și la ce se dai mare, că nu înțelegeau foarte mult. Bă, tu ești nebun, alegi 42 pentru ce alegi 42? Nu e sănătos la cap. În parcul ăsta în care alergam, lumea urla după mine. Bă, dar tu vezi cât de slab ești, pentru ce mai alegi? Na, era un colectiv... Tot felul de percepții. Tot felul de stereotipuri, da. 2004-2005 era tragică situația din punctul ăsta de vedere. Na, și așa a fost primul meu maraton. Am zis, mă, dacă poți asta, poți orice în viață. Da, ulterior am început să mă pregătesc mai serios, pentru că nu eram mulțumit de modul în care m-am prezentat. Și mă antrenam serios, conștiincios. Între timp găsisem pe ceilalți colegi care mi-s prieteni foarte buni acum. Ceilalți care... până la 6, nu? Exact. Era Daniela Cărlan, care Daniela Cărlan a participat la 2 olimpiade, la maraton Ferisaru și care are, nu știu, cred că mii de curse și are 12 curse de 100 de kilometri de ține recordul veții la treaba asta. Mai spune o dată numele ca să rămână clar. Franci Saroși, noi zicem Feri Saroși, așa. Okay, Feri. Feri Saroși. Dani Sprob, colegul meu de club, antrenorul nostru, care e multiplu campion național la alergare pe distanță de 1500, 3000, 5000 în cadrul MEAI, el este angajat MEAI și aleargă și acum de rupe. Cosmin Cândescu, care are locul 9 la Viena prin 2015, la semi-maraton. Deci niște... băieți super tari care, și fete super fain și super tari care am ținut legătura, care m-au luat în cercul lor. Zice, bă, tu ce faci? Cine ești? Cum alergi pe aici așa? Și
Hai cu noi. Na, oamenii m-au tras după el. M-au tras după ei, fantastic. Trebuie să țin pasul, mi-era rușine să mă las în momentul în care făceam antrenament. Ei, practic, m-au inițiat și Daniela m-a antrenat în ceea ce înseamnă tainele astea ale maratonului, semi-maratonului. Făceam echipă, mergeam prin țară în perioada asta 2005-2012-2013. Am participat cu ei împreună la multe, multe competiții. De maraton, semi-maraton, 10 km triatlon. În 2009 și 2010 am fost și Ironman. Asta a fost o parte pe care mi-a dat-o, plăcerea asta mi-a dat-o un alt coleg de-al meu și prieten de-al meu, scapă numele acum, nu știu de ce am lapsusul ăsta. Și m-am dus în partea asta de triatlon pentru că mă fascina chestia asta, să poți să noți, să pedalezi și să alergi. E ceva În în același aceleași eveniment mare, da. și partea faină e că trece timpul altfel, deși eu iubesc maraton mai mult decât triatlon. Dar spune-mi, Iron Man-ul este o probă de triatlon, nu? Triatlon extrem, da, Așa. adică triatlonul în sine, probă olimpică din 2004, mi se pare, probă olimpică, presupune să noți 1500 de metri, să pedalezi 40, să alergi 10. Acum sunt foarte multe curse diversificate plecând de la triatlon. Pentru Sigur. cei care sunt începători, avem split triatlon, practic cu distanțe la jumătate, 750 sau 500 de metri not, cu 20 biciclete, 5 alergare. Aia poți să faci, dacă ai un pic de habar la not, ești liniștit, ajungi la finish. Dar mai sunt două curse mai mari, Half Ironman și Ironman. Ironman în sine înseamnă 3,8 km not, 180 km bicicletă și 42 alergare. Fără pauză, că toată lumea întreabă și te odihnești într-o zi și într-o zi și într-o zi. Da, e una după alta. Și Half întotdeauna Ironman în ordinea, în ordinea asta. da, întotdeauna noți, după care pedalezi, după care alergi. Adică alergarea fiind cireașa de pe tort, vii și după o perioadă în care ai depus efort, chiar cireașa de pe tort, dacă nu știi să dozezi un pic efortul și să compensezi proba la care tu nu ești bun. Că aici e partea faină, tu trebuie să fii bun la toate La trei ceva. probe. Dar, da, cu siguranță tu ai un background în spate. Al meu a fost de alergător. Eu am fost ușor la bicicletă, greu la not. Eu, practic, am învățat să not la 26 de ani când m-am apucat de sport. Deci, înainte supraviețuiam, acum am trebuit să not și am notat în rând cu copiii la Olimpia ca să învăț și eu să not cu capul în apă. Și singur am fost cel care mi-am dezvoltat stilul de not. În 2013-2014, cumva începusem să conștientizez că nu și are rostul în fiecare an să-mi fac niște planuri, să mă duc la concursuri, să simțeam că viața e și despre altceva, nu numai despre asta. Îmbătrâneam, eu îmi doream familie, cunoscusem atunci pe soția mea, dar eram prieten, nu, până în două, stați, că în 2011 m-am căsătorit, era să uit. Da, Erai simțeam deja. în 2011, da, dar simțeam odată cu, probabil cu căsătoria și așa, simțeam că îmi doresc și copil și nu mai aveam avântul ăsta nebun să alerg în continuu, pentru că eu sunt un timp conștiincios și mi-am dat seama că dacă vrei să performezi, ca în orice domeniu al vieții, trebuie să fii pregătit. Adică eu când mergeam la concursuri și acum nu mă mai duc, dar m-am dus pentru club mai mult și așa, vreau să fiu pregătit. Eu nu mă pot duce la un concurs numai să particip. E pentru mine, n-am de ce atâta vreme cât mă antrenez acasă, mă duc în fiecare zi în not sau pedalez sau biciclez sau alerg, pardon. Nu văd nicio plăcere în a mă duce să alerg altundeva. Adică o să fac asta și acasă. Dacă mă duc la un concurs, mă duc să fiu în primii 10%. Asta a fost targetul meu mereu. Primii 10%. Acum ajungeam mai mereu în primii 5% și am avut și curse câștigate și pe podium. Deci depinde de cât de mici erau concursurile. Da, Dar exact. ce s-a întâmplat ca să ajungem la momentul care m-a schimbat pe mine, mi-a schimbat macazul în viață? În 2014 eram într-o cursă de ciclism, se numește cursa sponsorilor, e înainte de turul ciclist al Sibiului, se referă la cicliștii care sunt angajați la companii. Companii înscriu și facem niște echipe și ne dădeam cu bicicleta dintr-o parte în alta a Sibiului, pe dealurile de Rașinar, Poplaca, etc. și cea mai bună echipă câștiga. Eu fiind alergător, pentru mine era fascinant să pot să țin pasul cu cei mai buni cicliști. Era o cățărare spre Păltiniș și o cățărare destul de abruptă, 1,5 km. Am rămas cu ei, cu primii patru, care erau cei mai buni cicliști. M-au pierdut un pic pe cățărare și pe coborâre era spre Gura Râului cu foarte, foarte multă pantă și foarte multe curbe. Și
Pierzându-i, am crezut că poate să recuperez pe coborâre, Da, fără da. să fiu specialist, și o curbă n-am mai luat. Am ieșit în decor, mi-a făcut praf umărul stâng, toate coastele pe partea stângă erau zob, rupte. O lună de zile am avut o operație la umăr pe care n-am simțit-o pentru că mă dureau coastele îngrozitor. O lună de zile am stat cu minte, de-abia mă mișcam. Am avut timp Să reflectezi. să reflectez la ce s-a întâmplat și mi-am dat seama că deja sărise în cal. Adică eu mi-a riscat viața pentru un concurs amărât de din Sibiu, în care, da, ești dator să dai totul, dar ești dator să dai totul fiind înțelept. Adică gândindu-te și la familie, și la viața ta, și la ceea ce vrei să faci. Și mi-am dat seama că ceea ce am eu de oferit depășește cadrul ăsta de doar pentru mine, Doar trebuie să dau competiția, da, doar competiția, doar competiția. performanța, da. Exact. Mi-am dat seama că eu urcam, de exemplu, cu bicicleta la Păltiniș, nu vedeam niciun munte, niciun deal, nimic, nicio pădure, eu îi dam tot cu chincioasă, alergam prin parcul ăsta superb și minunat, eu nu vedeam nicio păsărică, nu auzeam nicio glas de om, de copil, eu eram tot cu chincioasă, mi-am dat seama că ceva nu-i bine. Și un alt element care a fost definitoriu pentru treaba asta. Din 2012 apăruse la Sibiu Maratonul Internațional, era semi-maraton atunci. Concurasem și îl câștigasem la prima ediție, dar și ajutasem la organizarea lui. Și mi s-a părut mult mai intens sau mai intens sentimentul de comuniune și bucuria aia tuturor că am putut organiza decât faptul că am fost singur acolo pe podium, adică singur, erai tu pe podium, adică am avut un termen de comparație foarte fain și mi-am dat seama că eu sunt făcut să lucrez în echipă mai mult decât pentru mine. Din 2013 am început să ajut și mai mult, în 2014 deja am ajuns directorul maratonului, eu căzusem după ce se întâmplase maratonul, fiind în mai, eu am căzut undeva pe iulie cu bicicleta și mi-am dat seama că ce trebuie să fac eu în viitor este să contribui la crearea unei comunități pe partea asta și să ajut și pe alții să simtă bucuria de a face sport, de a face mișcare, de a sta în natură, dar fără să pățească ce am pățit eu. Bineînțeles că în momentul în care ai grămadă de oameni lângă, sunt și oameni care vor performanță. Dar performanța asta trebuie să fie conștienți cu ce vine la pachet. Că s-ar putea să stai departe de familie, că trebuie să ai o viață destul de riguroasă, fără nopți pierdute, cu alimentație corectă, cu refacere, adică cu investiții destul de mari în bani. Oamenii să fie conștienți, nu să zici, mamă, toți, de exemplu, mergeam la medici și ziceau medici, mamă, tu o să treci toată viața extraordinar că faci maraton. Dăm seama că nici medicina nu conștientiza ce face un antrenament de maraton din corp, adică oamenii nu conștientizau că s-ar putea să fie prea mult. Noi suntem la Clubul Sportiv Comunitar Sibiu foarte, foarte franc cu oamenii. Păi, fraților, depășim o anumită graniță de volum de antrenament, asta nu mai e beneficiu pentru corp. Da. Este o chestie care s-ar putea să dea cu virgulă în viitor. Da. Da, și Deci, uite, acum, dacă ar fi să fac un moment de pauză ca să vezi unde am ajuns și cum leg eu lucrurile. Deci, pentru tine, accidentul a însemnat un fel de stop a unui angajament cu mișcarea, a unui soi de obiectiv care îl aveai cu privire la competiții, cu privire la performanță și un fel de posibilitate de a te reconecta la alte priorități din viața ta, de a avea o reflexie cu privire la ce vrei tu cu adevărat. Și deci, accidentul în sine nu este benefic, dar a întrerupt ceva, te-a scos dintr-o mantră, cu nu? siguranță. Îi Dintr-un mulțumesc la proiect. Dumnezeu pentru da, Și acum absolut. ai devenit promotor la alte proiecte, la alt tip de proiect. Dar nu era, nu mai a fost vorba despre mine, ci Da. despre noi, despre eu și alții. Și au fost beneficii și pentru familie, evident, și pentru toți cei din jur, dar o să ajung și la comunitatea sibiană. Maratonul Internațional este organizat de Fundația Comunitară Sibiu, așa cum denumirea arată. Comunitar înseamnă comuniune, comunitate. În 2015, da, în 2015, Cipi Ciogan, care era director Fundației Comunitare, îmi zice: Dani, hai să facem niște antrenamente pentru alergătorii din Sibiu, să știe cu ce se mănâncă lucrurile astea, nu să vină doar să alerge și așa. Zic, bă, foarte fain, hai să-i dăm drumul la treabă. Spre surprinderea noastră au venit oameni, de aici a pornit ideea, clar, hai să facem un club sportiv care să aibă
să aibă în direcția asta planul de acțiune de a mobiliza oamenii și de a arăta oamenilor că să faci mișcare înseamnă foarte, foarte mult pentru viață. Acum trebuie să revin un pic la copilăria mea. Părinții noștri erau într-o mișcare continuă. Ei au fost, când erau mici, erau peste tot, la fân, la sapă, du-te cu animale, etc. Ce spuneam înainte, aveau o conexiune cu natura, erau în soare, în vânt, în ploaie. Își puneau corpul la treabă. Bineînțeles, omenirea a evoluat, deși eu zic că a involuat, în așa hal încât noi ajungem să ne batem joc de corpul nostru, care este templul sufletului și al minții. Și pentru mine era mai mult decât evident tot timpul relația asta între un corp sănătos și o minte sănătoasă. Adică dacă tu faci mișcare și spui corpul la treabă, indiferent de felul în care îți faci treaba asta. Adică eu nu zic oamenilor, băi, trebuie să alergi sau trebuie să nu sau să pedalezi. Nu, Sigur. du-te, plimbă-te, lucrează grădina, îngrijește flori, du-te la munte, fă ce vrei tu, dar nu sta în casă, nu sta pe telefon, nu îți pierde vremea și să stai să lenevești, pentru că corpul este oricum un lucru trecător. Țelul nostru este să avem grijă de el, să-l avem cât mai mult ca să putem să ne, na, eu sunt un tip religios, să ne câștigăm mântuirea. Altul poate zice să trăiesc cât mai mult ca să mă distrez. Bun, perfect, dar trebuie să avem grijă de corp. Este o legătură indisolubilă. Și văzând lucrul ăsta, că noi ca oameni avem tot mai multe joburi, cum se zic acum, serviciu care implică stat la calculator, care stă la calculator poate să dea niște boli profesionale incredibile. Dacă tu nu ești atent acolo, să-i fup praf ochii, coloana, organele interne. Oamenii stau la bandă în fabrică, nu au niciun fel de pauză. Protecția muncii zice clar, tu trebuie la fiecare 50 de minute, 60 de minute de pauză ca să compensezi ce ai greșit cu corpul tău. Și a zis, bă, oamenii ăștia trebuie cumva scoși din idealul ăsta sau ceea ce se construiește acum, că noi dacă avem bani, avem de toate. E foarte fals. Noi trebuie să avem grijă, în primul rând, de inimioara noastră și de sufletul nostru și asta nu poate fi decât dacă noi avem o relație cu natura și corpul nostru este sănătos. În ideea asta am început să facem antrenamentele astea de alergare, după care, în 2017, punem și din punct de vedere juridic lucruri la punct. Și ajungem nu doar la un antrenament pe săptămână, că am început în 2015, ci trei antrenamente. Avem marți, joi și sâmbătă, exact ca la început. Marți la 6:30, joi la 6:30 seara și sâmbătă la 9 dimineața. Cine vrea din comunitatea sibiană poate să vină să alerge cu noi, să vină să guste din ceea ce înseamnă un antrenament de plăcere sau profesionist, pentru că noi la momentul ăsta avem vreo 250 de oameni care suntem pe grupul nostru de WhatsApp, activ sunt 70-80, care vin cu noi și participă la concursuri de 5 km, 10 km, semi-maraton, maraton, triatlon și fac mișcare cu noi, facem lucruri frumoase împreună și Sâmbătă de de aceea la ce oră faceți dimineața? dimineața la ora 9. La 9. Da. Și Și cine unde aveți un loc în care faceți aceste plecări? În parcul Subarin, în fața stadionului, acolo ne întâlnim În tot fața timpul. stadionului. Da. Și, practic, ăsta este țelul nostru, să scoatem oamenii din casă. Acum, clubul s-a dezvoltat foarte, foarte mult, în sensul că nu doar că aduce oamenii să alerge, sau avem și antrenament de not. Pe timpul verii avem și antrenament de ciclism. O dată pe lună ieșim, cine dorește, cu copiii la munte. Facem ture pentru părinți și copii, să-i ducem la munte, Drumeții. drumeții, dar noi încercăm să capacităm părinții. Mi se pare modalitatea prin care putem să dăm mai departe ceea ce facem noi. Și este și o parte proastă în toată povestea asta. Noi în club avem foarte puțini oameni între 18 și 30 de ani. M-am uitat și în competițiile pe care le organizez, o să revin și la partea asta, și clasamentele arată catastrofal aici. Foarte puțini tineri care vin la concursuri. Și, din păcate, ăștia care vin la concurs, în afară de cei profesioniști, toți se clasează foarte prost. Adică, la momentul ăsta, cei de la 40 plus sunt cei mai buni. 35-40 plus sunt cei mai buni din toate competițiile. Pentru că viața e învățat și cu greu, pentru că percepi viața într-un anumit mod, în care tu nu ai doar drepturi, trebuie să ai și obligații, tu trebuie să muncești ca să obții ce ți-ai propus. Există o gaură asta de 10 ani în care lucrurile nu sunt chiar ok și noi am zis că putem învățând părinții și instruind părinții să ajungem și la ei. Fiindcă cel mai bun exemplu întotdeauna
cel al tău. Tu faci, atunci și ăla se ia după tine, de lângă tine, și membru al Da. facultății, prieten sau așa. Să zic că vreo 500 de oameni au trecut prin clubul nostru, au venit la alergare, au plecat prin antrenamentele noastre, tot. Unii și-au făcut grupulețul lor de alergare, ceea ce e extraordinar. Noi Sigur. nu ținem morții să vină cu noi oamenii, vine Sigur. să simtă. Câteodată sunt la antrenament 4-5, am fost și 70. Acum avem constant 20-30 la fiecare antrenament, deci lucrurile au crescut. Avem la antrenamentul de not 10 persoane, am avut și 20 la not, ceea ce e deja. Noi de 2 ani am început să lucrăm pe triatlon, am debutat vreo 15 triatloniști din club până acum. Bravo. La partea de echipă am avut rezultate bune, inclusiv la Ironman la Oradea. La Sibiu am câștigat ștafetele și la feminin și la masculin, la Triathlon Challenge. Deci avem rezultate bune venite din pasiunea asta și din bucurie. Și avem o comunitate foarte frumoasă și oamenii vin cu mult drag la antrenamente. Și fac în afară de cele 3 antrenamente, fac și în alte zile se întâlnesc grupulețe. Avem vreo 3-4 sportivi care fac antrenament zilnic. Unii chiar două antrenamente pe zi, cine dorește să aibă performanță. Deci nu există, băi, Nu e o stai că... rețetă unică, one size fits all, ci există o varietate de posibile angajamente cu mișcarea, dar voi asigurați câteva lucruri constante. Da. Exact. Și ca să spun ce facem noi în rest. Deci avem antrenamentele astea de care am povestit. Ieșirea pe munte. După aceea suntem implicați noi ca și club în organizarea părții tehnice a Maratonului Internațional Sibiu. Suntem organizatori la Triathlon Challenge. Suntem coparteneri la Nycross Challenge și Duathlon Challenge. Organizăm Marea Moș Mondială, este o cursă în care toți suntem îmbrăcați în Moș Crăciun Am și văzut, am văzut. așa. Avem echipă de basket și handbal și de atletism pentru persoane cu dizabilități. Asta e o chestie pe Așa. care am început-o în Asta 2000. îmi spuneai ultima dată când am văzut eu, așa că tu mergi la sală unde are loc această acțiune de mișcare cu persoane cu dizabilități și am rămas foarte curios cu privire la Da, asta. tot. O să revin și acum să termin. Ce mai facem noi? Ca și alergări, facem niște alergări foarte șoade. Pe timpul verii ne și despărțim grupul în două. De exemplu, marțea avem alergare la Lugna Sibiu. Lugna Sibiu este o stațiune Da. balneoclimaterică, o serată, la 10 km de Sibiu. Și noi alergăm până la, ne întâlnim lângă gara mică, zicem noi, unde ajungem înapoi cu trenul. După plecăm de acolo în alergare la Lugna Sibiu, facem o baie și venim seara cu trenul înapoi. Deci plecăm pe la 6:30, facem o oră baie, bem o bere, o apă, o portocală, o chestie. Și venim cu trenul înapoi. E senzațional. Asta e marțea. Cine nu poate veni, marțea rămâne în Subarin și face antrenamentul. Joia, avem unii rămân în Subarin, unii mergem la Păltiniș și alergăm la munte. Pentru că noi facem jumătate de oră din Sibiu până la Păltiniș și ajungem deja la 1400 de metri altitudine. Suntem acolo. Alergările din weekend iară sunt splituite. Se aleargă și pe munte și în parc și te miri pe unde. Avem niște păduri în jurul Sibiului. Avem alergări în cartier în septembrie. În septembrie și august, ultimele 2 săptămâni și septembrie, ne încăpățânăm să alergăm îmbrăcați în tricoul clubului printre mașini, pe cele mai circulate bulevarde. Luăm gaze la maxim, dar alergăm 20-30 de oameni și arătăm tuturor că se poate alerga și că e un mod de viață. Acum, Nu e scopul să îi încurci pe ei. Nu asta e scopul. noi mergem pe trotuar, doar că ne văd în alergare. Da, am glumit, am glumit. Am vrut să scoatem în evidență promovarea, nu altceva. Ideea este că foarte multă lume zice, bă, păi voi sunteți profesioniști. Când văd un tricou, același tricou multiplicat, zice, a, păi voi sunteți profesioniști. Să fim serioși. Paleta noastră de tempo e foarte, foarte diferită. Adică avem un club cei mai buni care fac bucăți de 1000 cu 3:10, 3:20. Un ritm extraordinar de tare. Da. Dar avem și persoane care fac cu 7 minute pe kilometru. Noi Sigur. avem diferențiat antrenamentul. Nu zice nimeni, sau dacă alergăm prin cartiere, nu ne împărțim în grupuri. Cel mai lent duce ritmul. Nu ne interesează atunci să facem volum, ne bucurăm, după care mergem la o apă, Da, E adică această idee de echipa, comuniunea rămâne. cel mai importantă ideea asta, pentru că dacă am învățat ceva în toți anii ăștia, de când păstoresc clubul ăsta sportiv și sunt implicat în maratonul internațional, e că doar împreună putem reuși. Împreună. Ăsta e cuvântul definitoriu pentru mine. Doar împreună, așa cum o familie, doar împreună poți să supraviețuiești. N-ai cum în comunitate,
Mi se pare incredibil cum cred oamenii că dacă tu ești bine și ai ce mânca și ai ce bea și la de lângă îi vai steaua lui, tu o să fii bine. Nu o să fii bine. Pe termen lung, doar împreună. Dacă toți din comunitatea ta sunt bine, atunci vei fi și tu bine. Și atunci Bineînțeles. această implicare, acest doar împreună, această comuniune, ce faceți voi, este o dovadă. Este un Evident. pas. Sunt exemple. Da? Și Este o este un. cultivare a acestui lucru. Exact. Și un lucru pe care credem noi că îl facem suficient de bine ca să putem schimba destine, pentru că se schimbă destine. Eu sunt ferm convins. Oamenii își dau seama făcând sport că sunt capabili de foarte multe. Ei tot timpul le spun celor nou veniți. Eu iau noi veniții, îi prelucrez, îi fac cumva să rămână în club și celălalt antrenor îi duce spre culminant dacă își doresc să ajungă pe podium. Dar pentru mine fiecare antrenament e ca o mică poveste de viață. Așa cum încep cu încălzirea statică, încălzirea în alergare, alergarea propriu-zisă, o lași mai moale. Fiecare moment din viață e tot așa, un ups and downs. Și eu chiar cred că în momentele cele mai grele ale vieții, pe mine m-a ajutat faptul ăsta, că am făcut Ironman, că am făcut maratonul. M-a ajutat în sensul că am dat de greu atunci, că nu m-am pierdut cu firea și că pot să reușesc. Acum poate e deplasat un pic comparație, dar pentru mine nu. Poate pentru alții. Sportul pentru mine a fost cel mai bun profesor, bineînțeles, Dumnezeu și familia în primul rând, dar sportul mi-a demonstrat mie, adică eu când am făcut maratonul și după aceea Ironman-ul și toate nebunile, am fost doar eu cu mine însumi acolo. Eu am luptat, am dus greu, au fost concursuri evident în care am fost în cap, adică n-am fost în stare de nimic și m-am chinuit teribil pe ultima parte, dar n-am renunțat. Adică momentul de la primul maraton nu s-a mai repetat, dar la al doilea Ironman am fost vai steaua mea, 25 de kilometri am dus, nu mai știu eu cum, din alergare, pentru că făcusem niște greșeli. Avut că sportul cel mai bun profesor, în sensul că ai putut să faci, să demonstrezi pentru tine propriile tale resurse, propriile tale limite, propriile tale putințe. Exact. Nu? Ți-a oferit Exact. această demonstrație pură pentru tine. Pentru mine. Și cel mai important este că un campion este acela care își conștientizează limitele, care le acceptă și încearcă să le depășească. Și mai ales cel care învață din înfrângeri, evident. Adică tu nu poți să fii un campion și să zici, eu sunt cel mai bun, indiferent și să-ți găsești motive mereu. Băi, am pierdut fiindcă, nu știu ce, nu știu cum. Nu, ești campion atunci când îți dai seama de propriile tale neputințe și încerci să le depășești. Și revenind la partea Să le transforme în putințe. în putință, evident, da. Adică totul este posibil pentru noi, trebuie doar să ne dorim. Asta e un lucru care e foarte greu de zis de oameni în general. Eu chiar cred în el. Adică am fost deja în atâtea situații în care, dar într-adevăr trebuie să-ți dorești lucrul ăsta. Aș vrea să adaug ceva, că fraza asta este des întâlnită. Totul e posibil, trebuie doar să ne dorim. Dar în spate este toată această demonstrație de muncă constantă. Pentru că nu e, fără aia nu se întâmplă nimic, doar să ne dorim. Nu e doar dorință aici. Chiar vorbeam acum 2 ore cu o colegă de serviciu și are probleme cu greutatea. Și da, eu sunt destul de dur cu oamenii, că nu stau să le spun povești nemuritoare. Și i-am zis, păi, trebuie să faci ceva. Cred că nu O mai. acțiune. Da, i-am O zis, acțiune. uite, are probleme cu somn. Ieși la plimbare în fiecare zi jumătate de oră. Că nu știu ce, că nu știu cum. Mă, tu ai înțeles? Tu crezi că mie mi-e ușor să ies în fiecare zi să fac mișcare? Dimineața la 7 luni de zile sunt la sală, la 7 dimineața. Crezi că mi-e ușor să fac asta? Dar de ce o fac? Știu că dacă pun garda jos, odată, de 2 ori, 3 ori, s-ar putea să devin un obicei. E foarte greu să renunț, probabil, vreodată la sport. E imposibil fără el. Dar văd în jurul meu cei care nu au nebunia asta și așa, este foarte ușor să renunț. Și atunci e clar că e și un exercițiu la noi de voință. Mă, trebuie să fac ceva pentru mine. Într-adevăr, deci trebuie exercițiu în sine, nu doar să mă gândesc, păi totul e posibil. Hai să vedem cum aș. Aud că aceste acțiuni, aceste exerciții sistematice, ele fondează, construiesc viața ta în direcția preferată. 100% și în orice domeniu, numai Da, sport. da, 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 da. Asta este o demonstrație în raport cu mișcarea, în raport cu viața care își asumă și corpul și mișcarea și nu numai atât, pentru că de aici devin posibile și alte lucruri, ca de exemplu, cum voi o demonstrați în Sibiu, ideea de comuniune, ideea de a învăța, informa, sensibiliza oamenii că au un corp. Corpul lor este în natură și împreună putem mai mult decât dacă am fi izolați și separați. Dar devine Bineînțeles. un loc foarte fructuos pentru asemenea demonstrații, practica aceasta comunitară pe care voi o faceți. Da. Dar este
Cum ai spus, este o asociație sau un club sportiv? În sine, O din punct de aveți? vedere juridic, orice club sportiv nu poate fi decât asociație. Da, În da. momentul în care te înscrii în registrul asociațiilor, ești asociația club sportiv comun. Deci, Ok. club sportiv de asociație. Deci este o singură organizație asta care, sub cupola căreia se întâmplă lucrurile astea. Vreau să înțeleg mai clar că când ai început să vorbești despre clubul sportiv, părea că ai fondat și un club sportiv sau că există un club sportiv care se ocupă de treburile sportive. Asta este, clubul sportiv Aceasta comunitar. este, e același lucru. Da. Bun. Este tot este, da. Și revenind la persoane cu dizabilități. În Când a 2017. apărut această idee de a face ceva pentru, la întâmpinare În și pentru. 2018, nu Așa. 2017, 2018, sunt 5 Da. ani acum, am vrut să integrăm și persoane cu dizabilități în partea de maraton. Și noi avem, din păcate, o singură posibilitate în Muzeul Satului din Sibiu. Este singura zonă în care nu avem borduri, nu avem scări, etc., ca să putem evita parcurgerilor de către persoane cu dizabilități și ei pot alerga ștafeta numărul 3 din ștafeta de 4 ori 5 de la maraton. Și am luat legătura cu Asociația Diaconiver, care știa tot ce mișcă în ceea ce înseamnă persoane cu dizabilități. Ne-a Okay. pus în legătură cu David Răulea, care e capitanul nostru de echipă, să zic așa, e sufletul petrecerii în partea asta, un tip extrem de dedicat și așa. Și ne-am întâlnit și dintr-un an trat bine, am stabilit ce trebuie făcut pentru partea de maraton și așa. Din păcate, atunci erau doar trei persoane de care știa el și încă două. Și am zis, bun, ok. Persoanele astea erau persoanele care ar fi putut să participe, nu? Da, În dar cadrul probei. el nu poate să participe foarte mult. Sunt mii de beneficiari în Sibiu, doar că sunt ascunși. Adică Da, ei. exact, da. Da, și revenind, mi se pare au participat doi, el și încă cineva în ștafetă. Dar am povestit cu ea, zic, mă, dar voi ce alte sporturi s-ar mai putea preta? Și îmi spune, păi ce ne-a jucat basket foarte multă vreme, cu un băiat din Sibiu și, de fapt, încă doi. Și ce s-a întâmplat? În fine, povestea e lungă, idei care a luat echipa asta de basket. Și aici s-a întâmplat iar un miracol, apropo de comunitate, în sensul că, na, tu nu joci în scaunele alea cu care te plimbi prin oraș. E Așa. foarte periculos să joci în alea, în care te întinzi pe minge, caz pe spate. La început Ok. am jucat așa. Dar ne-am dat seama că noi trebuie să facem ceva, trebuie să facem ceva ca să cumpărăm niște scaune rulante de Doamne ajută. Discutând un pic în comunitate și cu ceilalți, ne-a venit ideea asta de Marea Moș Mondială, să facem o cursă în care strângem fonduri. Și primele două scaune așa au fost cumpărate, prin Marea Moș Mondială. Adică oamenii s-au costumat, au alergat, banii s-au strâns și am cumpărat două scaune. Deci, practic, cei care, Moș Crăciunii care vin la Marea Moș Mondială, achiziționează dreptul de a alerga, de fapt donând ceva pentru ca să facă posibil și basketul cu scaunurile rulante. Exact, basket, handball, etc. Da. Și alături de noi au fost imediat și cei la Consiliul Județean, ne-au pus la dispoziție sala Transilvania, avem două antrenamente pe săptămână acolo. Și lucrurile, într-o dinamică de asta foarte faină, au ajuns de, ba, am mai donat o firmă, ba, am mai alergat Adi Bibu, prietenul nostru, a alergat la un Ironman și fondurile, el a strâns fonduri pentru noi. Am ajuns de a achiziționa 10 scaune. 10 10 scaune. scaune. Suficient pentru toată echipa. Între timp ne-am mărit echipa. Ba mai întâlnim pe cineva pe stradă, ba mai dat telefoane, ba nu știu ce. Și s-a mărit echipa foarte mult, am adus și din Făgăraș două persoane și de la Simeria, două persoane, trei de la Călan și Simeria și ne-au intrat în sală la noi. Și am depus după aceea la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în 2021 un proiect prin care am mai achiziționat 10 scaune și 3 de Ok. atletism, care am făcut și basket, și handball, și atletism. Și anul acesta, văzând ce succes avem noi și așa, am zis, bă, hai să facem o Cupa României. Noi, la sfârșitul anului 2021, am găsit echipa din Brașov, care făcea același lucru. Nu știam de ei, nu de noi. Am început să jucăm amicale cu ei. După aceea, vorbim cu David, zic, mă, ce echipe au mai fost în România? Păi, uite, au mai fost Clujul. Pe cine știi de la Cluj? Pe Cutare. Na, hai să mergem să vorbim. Ne-am zis la Cluj, am vorbit cu ei, mai ați fi interesat să intrați într-o Cupa României? Da, cum să nu? Ne-am dus la un turneu la Brașov, ăștia au organizat un turneu, acolo s-au strâns câțiva din țară, dar fără o echipă anume, erau și din Ucraina și din Turcia niște echipe. Și acolo am povestit și încă un băiat din București au strâns echipa din Argeș, practic, dar care toți locuiesc în București.
Și am depus un proiect la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Ei sunt sponsorizați de Kaufland și am făcut Cupa României. Acum 3 săptămâni, am avut turul, practic, cupe în care cele 4 echipe au jucat la Sibiu între ele și în martie 24-26 să avem returul. Jumătate din echipa Sibiului a fost la campionatul mondial de handbal în Scaunul Roland, în Portugalia, acum o lună jumătate. Nu că ar fi mulți. Suntem 30 de persoane la momentul ăsta identificate în țară care fac sport. 30 de persoane cu dizabilități din 880.000. Bine, să zicem cu deficiențe de locomotorii, să zicem că sunt, zic eu, 10.000, cum sunt cu ei. Adică nu au retard, au doar probleme de mișcare. Fizice. Dar fizice, din 10.000, să zicem, deși sunt mult mai mulți. Zic eu o cifră aici, fără să mă pricep. Din 10.000, tu să ai 30, 40, 50 care fac sport, ăsta e un procent extrem de mic și arată ca, cum se raportează societatea noastră la ei. Ți-ai minte că mi se pare că ți-am trimis pe Messenger un podcast aseară sau altă seară. Mie mi se părea așa fascinant că după ce tu povesteai acolo că mergi la sala de sport să lucrezi cu persoane cu dizabilități, eu găsesc, știi că nimic nu e întâmplător, găsesc acest podcast pe care l-am reascultat, de fapt, l-ascultasem acum câțiva ani, e din 2019, și în care cineva de peste ocean vorbea despre nu persoanele cu dizabilități, ci persoanele adaptive. Și vorbea despre cât de important este să construim un context în care oamenii, nu contează de ce sunt definiți, să fie definiți ca oameni. Și mi s-a părut fascinant și te-am trimis și ție să vezi un mod de a vedea lucrurile, cum practică unii de acolo, știi? Eu simt asta la fiecare antrenament pe care îl avem. Noi am avut și marți și miercuri acum antrenament, săptămâna viitoare avem antrenament, cupa e aproape, trebuie să tragem tare, fiindcă Brașovul și Clujul ne-au bătut, noi trebuie să ne luăm revanșă. Dar ideea e că e fascinant pentru mine și cel mai mult m-a bucurat cei care au venit în tribună, pentru că ei au zis sărătos despre noi, dar n-au, nici noi poate n-am făcut prea multă publicitate, dar cumva mi-e greu să trag de oameni să vină să vadă despre ce vorba. E un domeniu atât de sensibil încât întâlnirea cu oamenii ăștia s-ar putea să te traumatizeze literalmente. Adică sunt oameni în toată firea care nu pot să-și țină emoțiile în frâu când se întâlnesc cu ei. Și mie mi-a fost la prima întâlnire greu, adică înainte de a mă întâlni cu ei, a trebuit foarte clar să, cu David mai ales, foarte, foarte clar să vorbesc cu mine însumi și să-mi păstrez emoțiile pentru mine pentru următoarea zi. Pentru că nu e ușor să privești în ochi un om care, noi zicem, vai săracul, dar după aia am constatat că vai săracii suntem noi. Pentru că oamenii ăia, puțini s-au născut așa, marea majoritate au trecut printr-o traumă care i-a lăsat paralizat sau infirm sau etc. Și oamenii ăia chiar au biruit. Adică noi suntem aia care suntem bine, mersi, avem de toate și cu toate astea ne plângem la nesfârșit. Pentru mine e o lecție pe care trebuie. Conceptul ăsta pe care l-am identificat așa, care a ajuns la mine de oameni adaptivi, arată că ei asta fac, ei pot să facă lucruri, apropo de putințe. Ei ne arată Deși putințele lor, ori noi adesea suntem înconjurați de tot felul de neputințe și ne definim stângaci, parțial, în loc să expandăm posibilitățile pe care ne le dă genetica, exact. viața, natura, familia, posibilitățile corpului, da, aspirațiile noastre. Și bucuria mea cea mare a fost cei care au venit în sală, bineînțeles să susțină echipele, mai mult Sibiu, că pe ceilalți n-au venit. E greu, greu la început, greu să convingi oamenii să vină, dar toți au plecat, inclusiv mama mea, taică mea nu a vrut să vină. Eu fost teamă de momentul ăsta, dar maică mea, o auzisem când îi spunea la Cuscră, adică la mama soției, zicea, vai că am venit de acolo și mi s-a părut așa de... Am venit cu inima păcată, zice că n-am nicio problemă, deși mai că mi-a făcut infarct anul trecut și eu n-am nicio problemă în sănătate. Ea săraci erau paralizați, unul fără picior, unii fără picioare, zice, eu sunt foarte bine, sunt foarte bine. Și erau Da, toți da. entuziasmați, cum pot oamenii ăștia să Ce joace basket sau... experiență de redefinire a fost pentru mama. Exact. Și cu toate persoanele care au fost acolo și care n-au luat contact cu ei, pentru că să joci basket sau handbal sau să faci atletism în scaun rulant e foarte greu. De exemplu, la basket trebuie să-ți conduci scaunul, să-i dai viteză, să driblezi, să ai grijă și de minge și câteodată să mai și arunci la coș, să și bagi în coș, că dacă n-ai băgat un coș, n-ai pierdut. Adică nu-i deloc simplu Da, și da. asta o spun pentru că eu mă pun în scaun și joc cu ei. Nu-i deloc simplu. Sau dacă am avut basketbaliști de la CSU Sibiu care au venit și au vrut să încerce, săraci au fost pe nicăieri. Adică una e să fii pe picioarele tale și una e să fii în scaun. Dar e un lucru pe care pe mine m-a definit foarte mult și
A Pe la... deschis ceva, a deschis ceva, a făcut posibil ceva, văd eu, această dezvoltare. Bineînțeles, da, acum eu moștenesc din familie, ambele bunici ale mele au fost foarte miloase și așa și cu oamenii și eu tot timpul i-au ajutat și așa și probabil că de aici vine și bucuria asta mea de a împărtăși, le-am împărtășit durerea și bucuriile și așa, dar e clar pentru mine unul din domeniile în care în viitor voi investi foarte mult, pentru că, din păcate, la noi în România oamenii ăștia sunt puși deoparte, societatea nici nu-i blamează, dar nici nu-i încurajează, nu-i conștientizează ce se întâmplă cu ei. La Sunt Sibiu poate invizibili lucrez. adesea, cum spuneai mai devreme, sunt invizibili adesea. Și în Sibiu, deși e o comunitate mai deschisă, simțim că se poate mult mai mult, mult mai mult. Eu am lucrat și cu persoane cu retard, am făcut, nu pot să zic sport, am făcut mișcare cu ei și vedeam reacțiile oamenilor când treceau pe lângă ei. Să zicem că 2 din 10, 2 din 10 le zâmbeau. În rest, toți treceau pe partea cealaltă. Pentru că ăștia suntem. Noi nu înțelegem ce se întâmplă și la persoanele cu retard, îți spun sincer, un suflet mai curat și mai liniștit ca oamenii n-au, pentru că ei nu înțeleg greutatea lumii. Ei sunt de sine stătători, sunt fericiți cu ceea ce sunt și noi în loc să îmbrățișăm și să ne uităm și să luăm exemplu de la ei, noi facem exact invers. Îi compătimim în loc să ne compătimim pe noi. Avem multiple resurse și multiple posibilități de dezvoltare și cu toate astea alegem de cele mai multe ori să ne batem joc de noi. Cam asta încercăm noi la Păi, Sibiu Expert. aud că este un adevărat exercițiu de umanitate, de păstrarea umanității, de a Care este. reumaniza acolo unde se pierd căile umanizării. Exact, pentru că noi așa ne naștem. Ne naștem perfecți. Datorită educației Un și respect societății. profund pentru viață, aud, Dani. Da. Păi, dacă nu avem respect pentru viață, pentru ce să avem, nu? Dar bine, e o alegere. E E o o alegere, alegere. cum spuneam. Eu nu pot să zic că sunt super motivat tot timpul. Uneori obosesc, acum am fost obosit la sfârșit de an. Am avut atât de multe activități și atâtea multe concursuri încât am ajuns la concluzia că trebuie să pun stop. Mai mult de atât nu pot. Dacă vreau să fac ceva în plus, trebuie să renunț la ceva. Nu mai pot, nu mai pot. Dar ideea e că sunt foarte fericit cu ceea ce fac. Dar ți-ai Adică, găsit timp ora asta ca să povestim. întotdeauna e o bucurie. Mai ales când mă relaxează. Nu, cum să zic, eu cred că exemplele fiecăruia dintre noi sunt foarte, foarte importante. Foarte importante. Și chiar stăteam de povești cu ceilalți antrenori de la Cupa României și a mai venit Ionuț care face schi și caiac, persoană cu disabilități și încercăm să punem la cale să facem cumva ca sportul pentru persoane cu disabilități în România să fie mult mai bine văzut, pentru că avem șanse mari să ajungem peste tot. Sportivii noștri români sunt talentați. Nu mai vorbim de sportul de masă, e o bătaie de joc ce se întâmplă la nivel de România. Nu putem cere acestui popor să fie sănătos în momentul în care noi nu avem grijă de copiii noștri să facă o mărâtă aer de oră de sport. Și la Sibiu, dita mai orașul cu renume și cu... Noi ne batem joc de copiii noștri, noi nu avem săli, nu avem bazine, nu avem Și nimic urmarea necesar. este că, așa cum spuneai tu, între 18 și 35 de ani, spre foarte puțin care îi vezi participând. Foarte puțin și indolenți. Adică, dar nu e vina lor neapărat. Asta E zic, da, asta aud, vina. că e un rezultat ăsta. Oamenii sunt separați de corpul lor, sunt separați de ocazia de a merge în natură, de a face mișcare, de a avea viața completă, așa cum ar putea Exact. să fie. Da. Exact. Adică nu trebuie să fii super înțelept să-ți dai seama că există o comuniune între tine, ceilalți și natură și Dumnezeu, bineînțeles. E lucrurile sunt Este foarte simple. un personaj care te susține, este și mitică, că fratele tău mai mare, cum spuneai. Când l-am contactat și pe el și am spus că, mitică, tu ești implicat și la drumețiile astea care le faci cu părinții, am văzut, aș vrea să ne povestești despre asta, de el mi-a zis, nu, întâi vorbește cu Dani, că el e capul, așa, cu Da, privire la bine, mișcare. Mitică, bineînțeles că el fiind fratele mai mare tot timpul și fiind foarte deștept, el, na, și eu să zic am un nivel de inteligență bun, dar Mitică a fost chiar foarte deștept și este foarte deștept și a avut grijă ca și eu să fiu foarte deștept și cumva ghinionul meu sau norocul meu a fost ca părinții mei să creadă că și eu sunt la fel de deștept. Și chiar ziceam acum de curând, bă, dar vara mă puneai să fac din gazeta matematică și astea se ducau pe stradă fotbal și le au ținut foarte mult ca eu să reușesc. N-am fost ca el, slavă Domnului, adică nu. Ai direcțiile tale și orizonturile tale Da, către care da. văd că construiești. Și spune-mi, anul 2023 ce va însemna pentru tine? Dacă ar fi să ne revedem în 2024, ce vom fi vorbit despre 2023?
cel puțin ce am vorbit acum, plus un campionat mai generos de echipe de basket în scaun rulant. Bineînțeles, eu, dacă reușim ce am reușit în 2022, sunt foarte mulțumit. Pentru că lucrurile capătă o proporție și, cel puțin la Sibiu, ce încercăm noi să facem, capătă o proporție organică, naturală. Adică nu putem vorbi, există un sponsor și dacă dispare sponsorul respectiv, noi trebuie să dăm din contate. Banii ne luăm din depunere de proiecte, sponsorii vin când văd ce lucruri frumoase facem. Da. Aveți o Dacă... multitudine de surse și înțeleg că este și o masă critică de oameni implicați. Dar Dacă nu ar fi să neapărat spui surse așa, câți naturale. oameni sunteți implicați? Păi, acum, na, în ceea ce avem noi la club, avem trei angajați, dar în rest, cum am zis, sunt 70 de oameni activi, adică noi când avem cum avem triatlon challenge, de exemplu, sau maraton internațional, acolo sunt două, trei persoane implicate la nivel macro, la nivel micro, coordonator de vânt, așa sunt foarte mulți din club. Și asta e partea faină, că tot timpul ne dăm rând. Unii concurează, unii sunt voluntari la următoarea competiție, alții sunt voluntari, ăștia concurează. Dar, na, e nevoie de un lider. Ăsta sunt eu, mi l-am asumat și încerc să învăț din experiența pe care o am eu, să o transmit și altora și să, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva cu mine, să nu se ducă pe apa sâmbetei tot. Adică Sigur. există un nucleu și pentru mine e fascinant că oamenii ăștia îi văd cu zâmbetul pe buze la alergare și la not. Și avem niște ore absurde uneori. De exemplu, vara, noi dimineața la 7, miercurea și vinerea, notăm în lac, în lacul din Binder și în lacul din Zoo. Adică când vezi 10 oameni la ora aia, că nuată și după aia se duc cu zâmbet pe buze la serviciu, pentru mine e fascinant, pentru că nu sunt 10. Ăștia 10 se duc și spun în comunitățile lor de la serviciu, păi, am notat azi dimineața la 7, când au păsăricile, când au știm. Te-ai definit ca fiind un lider. Ai ajuns treptat, treptat să legi acești oameni, aceste relații, aceste visuri sau idealuri, într-un mod perseverent și sistematic, au, de-a lungul anilor. Da, pas cu pas. Și Ce nu... ar fi definitoriu și te mișcă? Care este idealul suprem, ca să spunem așa, sau valoarea care precumpănește în toate aceste diferite tipuri de acțiuni pe care le orchestrezi ca lider, în comunitatea pe care, la care ai contribuit și pe care o păstorești cumva. Nu m-aș defini ca un lider. Sunt un lider pentru că cineva trebuie să aibă gura mare. Da, E așa. aud asta. Ce Cine nu e. animă acest leadership? Eu pot, gândindu-mă așa foarte serios la treaba asta, îmi place să văd oamenii cu zâmbet pe buze. Adică Ok. asta mă face fericit. Mie Nu. asta mi-ajunge ca să completăm cercul acestei povestiri cu această declarație de principiu și de valoare că te hrănești, îți place, ești fericit când vezi oameni care zâmbesc. Care sunt oameni care pot să facă asta? Vreau doar și poate. Nu neapărat că mă hrănesc cu asta, dar noi suntem aici pe pământ pentru a fi fericiți. Te împlinește lucrul ăsta când vezi că asta este posibil. Da, da. Exact. Și când văd oamenii că se autodepășesc. Deci, viața este importantă, dar viața bună este foarte, foarte importantă. Bineînțeles. Une se trăiesc într-un fel, unei se trăiesc dezamăgit de viață zi de Da, zi. absolut. Deci zâmbetul ăla definește ceva și sunt sigur că zâmbetele care apar la oamenii care îi inviți la mișcare și pe scaun, și în scaunul cu rotile, așa cum ai dezvoltat în ultimii ani, îți oferă niște zâmbete cu totul speciale. 100%. Sau 100%. zâmbetul mamei care ajunge să spună ce a ajuns să spună participând, Da, știi? da, 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 da. Da, contează enorm pentru mine, pentru că ei, în momentul în care anunța la slujba mea de jurist, avocat, n-a vrut să mă facă, am știu ce lume fadă și, în fine, nu vreau să mai mi-aduc aminte, dar ei au fost cumva dezamăgiți. Pentru că, dar cum faci tu bani din treaba asta? Na, nu le-am spus că la început a fost foarte greu, proiecte, sponsorizări, că niciodată nu ești în domeniul ăsta liniștit, că ai un salariu. Tot timpul trebuie să fii în acțiune. Tot timpul trebuie să dai din gură, să te E promovezi. efervescentă această Da. condiție. Da, exact. Dar Da. lucrurile a fost foarte greu să înțeleagă de ce am renunțat. Acum încep să priceapă. Încep să priceapă când mă mai văd și prin ziar, mă mai... Na. Și vorba aia, am fost și un deschizător. Am fost primul Ironman. Văd și ei rezultatele, procesul și te înțeleg și pe tine Exact. așa, prin prisma acestor rezultate, relații și procese și acum înseamnă că tu devii cumva, Dani devine cumva și pentru părinții lui, Dani devine cumva și pentru prietenii lui și pentru comunitate. Tu devii cumva, ești într-o traiectorie. Pentru familie sunt convins că sunt același. Pentru că ei, dacă sunt ceva, sunt rezultatul muncii lor și al dragostei lor. Nu m-am născut eu auto. Și acum pot să accepte
procesele în care ești implicat, acțiunile pe care le faci și rezultatele lor și pot să zâmbească la rândul lor. Doamne ajută, sper din toată inima, așa este, numai că na, e greu să, și acum e greu să priceapă anumite lucruri, dar na, până la urmă au acceptat. Dar apropo de asta, spuneam la început că viața lor a fost mult mai frumoasă, eu chiar cred lucrul ăsta, chiar cred. Au avut timp de ei, au avut timp de muncit și acum muncesc în grădină și acum Aud că e o altă relație și cu timpul, o altă relație cu corpul lor, cu natura, cum spuneai. Era un alt fel de ritm pe care tu îl admiri și îl dorești să-l redai oamenilor, să-și găsească ritmurile, relațiile, raporturile organice, acelea care îi pot susține și îi pot constitui. Ești un promotor pentru asta. Și în viața ta, dar și în acțiunile pe care le susții. Te mângăduie Dumnezeu, dar ideea e că trebuie să realizăm că sunt lucruri bune și lucruri rele în viață și viața asta lor era mult mai bună decât cea pe care au încercat ei să-mi o creeze. Învață copilul mamii și alu tati că trebuie să ai câștigi un ajuns ca tu să vezi că viața lor e bună. Ai ajuns ca tu să ai o reverie, o reverență față de ceea ce este frumos acolo și din ceea ce ai văzut și ai învățat pigulești și picuri aici. Picuri aici. Deci sunt credințele tale personale și relaționale și ale comunității în care tu trăiești, pe care asta mai e. Mult și dincolo de comunitate, pentru că acum dacă organizezi evenimente naționale înseamnă că vezi și pe ceilalți români, nu doar sibienii, nu? Vezi, Da. vezi oamenii din jurul tău. Mulțumesc foarte mult pentru această ocazie pe care mi-o doream de mult timp și care am reușit să o punem acum. Îmi dau seama cât de multe lucruri s-au întâmplat de când ne-am văzut noi la Sibiu și am participat așa la o mică întâlnire cu un grup de antrenament de al tău. Nu mai știu dacă era marți sau joi, dar era într-o marți sau joi atunci. Era joi, sigur. Mergam pe malul Cipriei. Exact. Și sper ca să avem, așa cum spuneam, un episod următor după un segment de timp pentru a strânge roadele și a vedea ce a rămas constant și ceea ce s-a dezvoltat în asemenea acțiuni perseverente. Mulțumesc tare mult, Dani! Mulțumesc și te așteptăm când ești la Sibiu la alergare cu noi sau la Noț sau la ce se potrivește. Tare drag! Acum am un motiv în plus. Am atâtea povești în plus pentru care să venim din nou la Sibiu. Sunt convins că te îmbrățișez cu drag, să ai un an nou fericit, să aveți împreună, să vă bucurați și sper să putem împărtăși zâmbetele și nu numai noi doi și ale celorlalți de fiecare dată când ne vom revedea, chiar dacă uneori este doar digital. Dar slavă Domnul Domnului, Iisus. Suntem în contact. Asta e la toată lumea, toate cele bune și multă sănătate. Pe cea la mai mulți ani, important. Daniel. Doamne, ăștia la mulți ani. Mulțumesc, la revedere.